am reușit totodată să-l convingem și pe Marian Lupu, ca și preparator fizic, să-l aducem. Fostul preparator al celor de la FCSB. Exact, și al echipei naționale, da. să-l aduc lângă mine la Concordia Chiajna. Dar cum l-ai convins că, până la urmă, să pleci de la FCSB și de la Națională la... Ok, e Florin Bratu acolo, dar să pleci la Chiajna din Liga a doua e da, destul el, de greu, nu? El mai este băgat într-un proiect, da, cu pregătire fizică individuală. A venit la Chiajna, a avut o discuție cu domnul președinte Cristi Tănase, cu mine, i-am explicat cam ce ne dorim, a văzut infrastructura. A stat câteva zile, s-a gândit, după care ne-a dat un răspuns pozitiv și suntem bucuroși pentru că e un băiat pregătit, un băiat cu foarte multă experiență. Iar clubul Concordia Chiajna, eu chiar aveam nevoie de un astfel de om pentru, normal, a îmbunătăți lucrurile din punct de vedere fizic și nu numai.